Alimente de bază precum pâinea, carnea, uleiul și ouăle s-ar putea ieftini, spun autoritățile. Guvernul se gândește să impună printr-o ordonanță de urgență un anumit procent la adaosul comercial. Un român de 28 de ani a fost împușcat mortal și prietenul său rănit după o șicanare în trafic în Belgia. S-au certat cu niște turci, iar unul dintre ei a scos pistolul și a tras. După o zi fierbinte cu disconfort termic ridicat, urmează caniculă în sudul și vestul României. Un guvernator instalat de ruși în sudul Ucrainei amenință că va bombarda și podul Galați-Giurgiulești aflat la granița dintre România și Republica Moldova. Și pasagerii din submarinul dispărut în Atlantic și-ar fi epuizat oxigenul de aproape 5 ore. Andreea Esca vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri. O șicanare în trafic s-a încheiat tragic pentru doi români în orașul belgian Liej. Un tânăr de 28 de ani din județul Botoșan a fost împușcat mortal, iar celălalt rănit grav, după ce a urmărit cu mașina pe 5 cetățeni turci cu care avuseseră o dispută verbală pe autostradă. Ucigașul fusese chemat în ajutor de către străini, potrivit poliției. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Florin Nistor era pasager într-o mașină în care se mai aflau trei români, colegi de muncă în construcții, în Liej, Belgia. Ieșiseră cu toții în oraș când pe autostrada A3, drumul european 42, s-au intersectat cu autoturismul celor cinci turci, care veneau de la o nuntă din Germania. Presa belgiană scrie că în trafic străinii le-au reproșat o manevră bruscă și au început să îi înjure. Sunat în trafic cu turcii, nu pot să-mi dau seama, din mers i-au luat turcii. Eu am ieșit decât pe autostradă, au zis că cumva turcii erau beți și drogați, veneau de la o nuntă și a început cearta în trafic. După ce cetățenii turci ar fi șicanat în trafic pe români, aceștia au pornit în urmărirea lor. După aproximativ 3 km, au oprit cu toții în apropierea unei școli, într-un cartier din Liej, și s-au dat jos din mașini. În scenă a apărut însă și un alt bărbat, înarmat. Românii s-au retras în autoturism ca să fugă, dar ucigașul a tras în ei. Tânărul de 28 de ani a murit pe loc, iar cealaltă victimă a fost grav rănită. Șoferul a părăsit zona în grabă cu victimele și a oprit mașina în fața unei secții de poliție ca să ceară ajutor. 4 persoane mort, 3 persoane sont sorties, dont une était blessée par balle à la tête et à l'intérieur du véhicule une quatrième personne qui était décédée. Les personnes n'étaient pas armées. Qui a tiré? Pourquoi? On ne sait toujours pas. La personne blessée et la personne décédée ont été touchées par la même balle. Cel mai probabil, atacatorul a fost chemat de cei urmăriți și a așteptat la locul unde s-a petrecut crima, potrivit poliției. Turcii aflați în mașină au fost arestați. Familia tânărului ucis face acum demersuri pentru repatrierea trupului. Au venit dumnealor, m-au informat, precum că nu a rezistat, dar el, bănuiesc că nici nu a fost dus la timp la spital. S-a dus mai întâi la prima secție de poliție apropiată. Cred că ar fi trebuit să meargă prima dată la cel mai apropiat spital. Nu cred că avea nicio vină, pentru că erau toți acolo băieții care lucrau și nici de cum bănuiesc că nu a reușit cu intenția de a face scandal. A fost un om foarte bun, nu era un om cu care să te ceri. Noi îl așteptam acasă pe data de 7 iulie. Florin era, cum este o fată, să comporta frumos cu toți. Cum a spus poliția, într-un loc unde nu trebuia să afle. Și după câteva minute i-a spus că e decedat. Românul grav rănit este în spital. Între timp, poliția îl caută pe ucigaș. Prețurile unor alimente de bază vor scădea în perioada următoare. Autoritățile au discutat cu reprezentanții marilor magazine, iar aceștia au trecut pe listă, printre altele, carnea, uleiul, brânzeturile, mălaiul și făina. Oficialii susțin că producătorii nu vor fi afectați. Procesatorii și comercianții vor reduce prețurile pentru că li se va impune prin ordonanță de urgență un anumit procent la adaosul comercial, potrivit unor surse din interiorul guvernului. După ce au avut o zi la dispoziție pentru discuții, reprezentanții marilor magazine au întocmit o listă cu produsele pentru care se pot angaja să scadă prețul în perioada următoare. Sunt vizate 10 categorii de alimente: pâine, lapte, brânzeturi, carne, ouă, făină, mălai, ulei, dar și unele legume și fructe, care nu sunt perisabile și pot fi depozitate. Prețurile vor fi reduse, așa cum s-a întâmplat deja în cazul laptelui. Doar că acum, atât lanțurile de magazine, cât și procesatorii vor avea impus un adaos comercial, stabilit prin act normativ,
potrivit unor surse din interiorul guvernului. Reprezentanții comercianților spun că nu sunt luate în calcul și produsele din gamele premium. Surse guvernamentale spun că măsurile pentru reducerea prețului la alimentele de bază ar urma să fie valabile pentru cel puțin 3 luni, în așa fel încât acestea să devină suportabile pentru populație. Consiliul Concurenței este instituția care ar urma să monitorizeze situația. Oficialii au rămas la varianta ca plafonările să se aplice adaosurilor comerciale de la procesatori, distribuitori și până la magazine. Avem astfel toate condițiile pentru ca în perioada următoare să finalizăm un acord sau un act normativ și vreau să subliniez foarte clar, va fi o scădere care nu va pune presiune pe producătorii români. De cealaltă parte, producătorii spun că momentul ales pentru aceste măsuri nu este cel mai potrivit. Și asta pentru că pe timpul verii, majoritatea categoriilor de produse luate în vizor de autorități pentru reducerea prețului sunt mai ieftine. Legumele, fructele sau laptele, de exemplu, sunt din abundență vara, așadar și prețul lor e mai scăzut. Iar în cazul ouălor sau al cărnii, consumul în această perioadă este mai mic. Eu consider că nu este o perioadă aleasă foarte bine, deoarece oricum produsele vara, cel puțin la noi, scade foarte mult cererea. Prețul în perioade de vară oricum scade foarte mult. Este mai mic cu 30 de bani, de exemplu, ca acum 2 luni. Casa de Comerț Unirea comercializează produse? Dacă da, care este adaosul practicat? Cât ar vrea să lase? Eu cred că este o discuție pe care ministrul ar trebui să o aibă cu sine însuși sau cu persoanele desemnate în Consiliul de Administrație și apoi să vină să propună ceva fezabil mediului de afaceri. Nu e vorba de lăsat. Marjele de profit în distribuție sunt foarte mici. Sunt între 1,8 și 3%. Acest model de reducere a prețurilor, în urma unor înțelegeri între guvernanți și lanțurile de magazine, se derulează și în Franța. Am traversat primele 24 de ore cu disconfort termic ridicat din această vară. Temperaturile au trecut de 30 de grade Celsius la orele amiezii în multe locuri din țară, însă mai rea a fost umezeala din aer. De mâine va fi și mai greu de respirat, ne avertizează meteorologii, care anunță caniculă în sud și în vest. 41 de grade Celsius. Aceasta a fost temperatura măsurată la nivelul asfaltului, în centrul capitalei. Toropiți, oamenii au căutat umbra copacilor sau răcoarea fântânilor arteziene, mai ales dacă au coborât din tramvaie sau troleibuze, care nu sunt dotate cu aparate de aer condiționat. Cum sunt condițiile în interior? Este cald? E aer condiționat înăuntru? Este foarte cald. E un aer prost, un aer greu. Cum vi se pare București în prima zi cu temperaturi mai ridicate? Oribil, pentru că nu toleresc personal căldura foarte bine. Cum reușiți să vă protejați? Cremă de soare și răbdare și rezistență căpătată în timp. Câțiva mineri în greva foamei de la complexul energetic Oltenia, aflați în Piața Victoriei, au trecut astăzi prin adevărate cazne. Unuia dintre ei i s-a făcut rău și a avut nevoie de îngrijiri medicale. La orele prânzului, temperatura înregistrată la stația meteo de la Băneasa depășea 30 de grade Celsius, însă în centrul orașului, în plin soare, temperatura resimțită de oameni era de 35 de grade Celsius. Este doar începutul, spun meteorologii, în următoarele 24 de ore se va face și mai cald. Disconfortul termic va fi unul accentuat astăzi joi în regiunile vestice și sud-vestice, vineri în toate zonele de câmpie și pe arii restrânse în zonele deluroase, iar sâmbătă în partea de sud și de est a teritoriului. Încălzirea s-a datorat avansului dinspre latitudini sudice a unei mase de aer cald, care a determinat practic înregistrarea unor valori de temperatură ridicate la noi în țară. Cald va fi și la noapte, când se vor înregistra 19 grade. În schimb, cei care locuiesc la munte au avut parte de vreme instabilă. Meteorologii au emis un cod galben de vreme rea, iar hidrologii au avertizat că se pot produce viituri în 11 județe, din Moldova, Transilvania și Bucovina. Episodul de arșiță nu va fi unul de durată. Un val de aer rece va traversa țara, de la vest la est. Meteorologii avertizează că schimbarea maselor de aer vine la pachet cu vijelii, însoțite de tunete, fulgere și căderi de grindină. Sentință finală în cazul bărbatului din Argeș care și-a ucis părinții, fratele, sora și nepoata de 5 ani pentru că nu-i acordau atenție. Ce au decis judecătorii, aflați imediat.
Au trecut aproape 5 ore de la momentul estimat de garda de coastă americană că ar fi fost limita până la care cei 5 pasageri aflați pe micul submersibil ar fi rămas fără oxigen. Încă desfășurăm o misiune de căutare și salvare, a spus însă coordonatorul operațiunilor. Între timp au fost aduse la fața locului și două submarine de explorare echipate cu brațe robotice. Ambele au coborât pe fundul Atlanticului, acolo unde se află epava pachebotului Titanic, la 3800 de metri adâncime. 7 nave și mai multe submarine comandate de la distanță au continuat astăzi căutările pe o suprafață imensă de ocean, aproape 26.000 de kilometri pătrați. This is a much more modern, sophisticated vessel, but it only goes down to 300 meters. It's not built to go down to those colossal pressures at the depth of Titanic. What this does have in common with Titan is the dimensions. This is about the same size. Dar singurul vehicul subacvatic cu operare de la distanță, care poate să coboare și să efectueze diferite operațiuni la adâncimea necesară, a ajuns la fața locului abia aseară. Este submarinul francez Victor 6000, capabil să coboare pe fundul Atlanticului la 3800 de metri și să transmită imagini. Are și două brațe mecanice, care pot efectua manevre delicate, precum tăierea sau îndepărtarea resturilor. Nava de cercetare Polar Prince, care a fost și nava mamă de pe care a fost lansat submersibilul Titan duminica trecută, rămâne centrul de comandă pentru operațiunile de căutare. Suprafața cercetată din aer și de pe apă a fost extinsă după ce sonarele au recepționat în ultimele două zile zgomote venind din adâncuri. Dar capitanul care coordonează operațiunea a recunoscut că nu cunoaște sursa lor. We don't know what they are, to be frank with you. When you're in the middle of a search and rescue case, you always have hope. Foști turiști subacvatici care s-au încumetat în trecut să coboare până la epava Titanicului cu submersibilul Titan vin cu mărturii despre siguranța micului vehicul subacvatic, care nu este făcut din oțel, ci din fibră de carbon. Lo que nos pasó a nosotros es que si pierdes comunicación, lo pueden ver de hecho en mis videos, nosotros perdimos comunicación más o menos a los mil y tantos metros, si no me equivoco. Pasó el tiempo de tolerancia y estábamos ya abortando la misión. De hecho, arrojamos el primero de los lastres y justo en ese momento recuperamos comunicación y ya no la perdimos. Y fue por eso que pudimos hacer el descenso. We had issues with thrusters and issues with computer control and things like that. And ultimately, it was a challenging dive. We were inside Titan for 2 or 3 hours and there were a lot of things that weren't really ready for prime time, it seemed. Au trecut deja mai multe ore de la momentul estimat de garda de coastă, când cei aflați pe submersibilul Titan ar fi rămas fără oxigen. Și oricum, avertizează experții, chiar dacă ar fi localizat submersibilul, ar mai dura ore bune până când ar fi adus la suprafață. Printre cei 5 pasageri aflați pe submersibilul Titan este și Stockton Rush, fondatorul și directorul general al OceanGate, compania care organizează voiaje anuale spre epava Titanicului, la 3800 de metri, pe fundul Oceanului Atlantic. Presa a descoperit că soția lui Stockton Rush, Wendy, și ea directoarea de comunicare a companiei, este de asemenea și stră-strănepoata Aidei și a lui Isidore Strauss, doi dintre cei mai bogați pasageri care se aflau pe Titanic când faimosul pachebot s-a scufundat în 1912. Ambii au pierit îmbrățișați în cabina lor când vaporul s-a scufundat complet. Continuăm cu un accident grav în care au fost implicați 4 muncitori care lucrau la demolarea unui acoperiș de pe clădirea căminului cultural din localitatea Pahida, lângă Cluj-Napoca. Plafonul construcției s-a prăbușit și toți au fost prinși sub dărâmături. 2 dintre ei sunt în stare gravă. Poliția și Inspectoratul de Muncă au început mai multe anchete. 4 echipaje de la ambulanță și unul de descarcerare de la ISU au intervenit ca să-i salveze pe muncitori. Răniții au fost duși în grabă la un spital din Cluj-Napoca. 2 dintre ei erau în stare gravă. E vorba de un bărbat de vreo 40 ani și celălalt aproximativ 50. Muncitorii lucrau la demontarea acoperișului clădirii când s-a produs accidentul. Plafonul imobilului s-a surpat sub picioarele lor și au căzut de la 3 metri cu resturile de acoperiș prăvălite peste ei. Un al 5-lea muncitor, care era lângă clădire, recunoaște că în momentul în care colegii lui s-au urcat pe imobil, nu aveau montate schele și nici stâlp de siguranță care să susțină plafonul. A fost sub greu. Și este în continuare sub greu. Muncitorii dădeau jos acoperișul și tavanul, după ce o expertiză tehnică a stabilit că acestea sunt instabile. În documentul întocmit de experți s-a precizat și ca, la demolare, fiecare element să fie scos în ordinea inversă construirii, ca să fie evitate accidentele. Rămâne de văzut dacă muncitorii au acționat întocmai. Poliția și Inspectoratul de Muncă au început anchete. Urmează să fie audiați răniții și martorii.
Cum anunci, în ce măsură s-au luat măsuri de protecție? În măsura în care nu au mai rămas elemente ale șarpante și ale planșeului, cel mai bine ar fi fost ca ultima etapă să se execute de pe schele alăturat clădirii. Ar fi foarte important de văzut proiectul de demolare. Reprezentanții firmei la care erau angajați muncitorii nu au dorit să comenteze accidentul. Au transmis că nici pentru ei nu sunt clare condițiile în care s-a întâmplat acesta. Primarul din localitate spune că firma a fost aleasă pentru lucrare în urma unei licitații. Am mai avut cândva ceva lucrări cu ei. Nu știu ce s-a întâmplat acum. Cei doi muncitori răniți grav au mai multe traumatisme, la cap și în zona toracelui. Doctorii din Cluj-Napoca spun că starea lor este critică. Sentință definitivă în dosarul multiplei crime din Bascov, Argeș. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Bărbatul care și-a ucis 5 membri ai familiei, părinții, fratele, sora și nepoata de 5 ani va sta toată viața în închisoare. Deși este bolnav psihic, expertiza a arătat că individul a acționat cu discernământ și a premeditat faptele. Era supărat că ai lui nu-i acordă suficientă atenție și a ucis noaptea. Singurul care a scăpat cu viața este cumnatul celui condamnat. El ar trebui să primească, potrivit sentinței pronunțate de magistrați, daune morale de 700.000 de euro. Autorul multiplei crime a fost prins a doua zi. El și-a recunoscut faptele și se află în penitenciarul Mioveni. Într-o ceremonie care a avut loc la guvern, OMV Petrom și Romgaz au anunțat decizia finală de investiție pentru exploatarea zăcământului de gaze Neptun Deep din Marea Neagră. România trece de la fapte la vorbe, a comentat și premierul Marcel Ciolacu, încurcat de emoții. România va deveni astfel cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană, iar sistemul național va fi aprovizionat din 2027. În fața oficialilor, la guvern, OMV Petrom și Romgaz au prezentat proiectul Neptun Deep. În următorii 4 ani vor fi montate echipamentele submarine și restul instalațiilor. Perimetrul Neptun Deep are 2 zăcăminte, Domino și Pelican Sud. Primul este la 170 de kilometri distanță de țărm și la o adâncime de 1 kilometru. Pentru ambele vor fi centre de foraj care vor fi conectate la o platformă de dimensiuni impresionante. Înălțimea va depăși 6 coloane ale infinitului, adică în jur de 200 de metri. Platforma își generează propria energie și nu va avea echipaj. De-a lungul conductei care va transporta gazele pe uscat, va fi și un cablu de fibră optică pentru controlul platformei de la distanță. Din mare, conducta va trece pe sub plajă până la stația de unde gazele vor fi preluate în sistemul național. 2027 este anul în care așteptăm primele cantități de gaze și în timp România va deveni cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană. Decizia finală de a investi în aceste zăcăminte este una istorică, ce va aduce beneficii incontestabile securității și independenței energetice a României. OMV Petrom și Romgaz vor investi 4 miliarde de euro în următorii ani. Se estimează că 65% din veniturile de la Neptun Deep vor reveni statului român prin taxe, adică peste 20 de miliarde de euro. Avem experiență și expertiză pentru a deveni cel mai important producător al Uniunii Europene în privința gazelor naturale. Iar asta trebuie să fie o sursă reală și continuă de mândrie națională. Marcat de amploarea evenimentului, premierul a făcut și o gafă, de la vorbe la fapte. Mai există o semnificație importantă, România trece de la fapte la vorbe. Au trecut mai bine de 10 ani de când au fost făcute primele descoperiri din zona de mare adâncime, cu mai multe încercări eșuate și controverse în legislație și politici publice. Dar odată cu exploatarea acestor zăcăminte, România ar putea avea mai multe avantaje, inclusiv cel al prețului, deși acesta este decis la nivel european. Disponibilitatea unor volume mărite de gaze aici, la nivel local, înseamnă o ofertă mai mare, la care nu adaugi costul care vine cu importul din altă parte. Prin urmare, va fi cel puțin această componentă de preț scăzut. O parte din gaz va ajunge însă la export. Potrivit legii offshore, dacă va exista o situație de criză, cum a fost anul trecut, statul român va avea întâietate. Un oficial instalat de ruși în Herson, regiunea ocupată din sudul Ucrainei, amenință cu bombardarea podului Galați-Giurgiulești de la granița dintre România și Republica Moldova. Asta ca represalii după ce ucrainienii au lovit un pod care leagă sudul ocupat al Ucrainei de peninsula Crimea, anexată de Rusia în 2014. România a condamnat ferm declarațiile așa zisului reprezentant al Rusiei în Herson.
Ucrainenii au lovit cu rachete cu rază lungă de acțiune un pod supranumit Poarta către Crimea, una dintre puținele legături dintre peninsula ocupată de Rusia în 2014 și teritoriile controlate de ruși în regiunea Herson. O lovitură asupra logisticii ocupantului, așa a descris un oficial ucrainean acest bombardament. Venit să inspecteze stricăciunile, așa zisul guvernator al regiunii Herson, pus de ruși, a reacționat furios și a amenințat cu lovituri asupra podurilor din regiunea Odessa, dar și asupra podului Giurgiulești, de pe granița dintre România și Republica Moldova. Координаты мостов в Одесской области, в молдавских Джурджулештах, которые были в составе Украины, но переданы на Дунае для режима Ющенко в свое время еще. Все эти координаты известны. Поэтому будет скоро ответ очень серьезный. Подул de la Giurgiulești este situat la 12 km de Galați și se află practic după punctul de trecere a frontierei Galați-Rutier și înainte de vama vecinilor din Republica Moldova. România condamnă ferm declarațiile așa zisului oficial din Herson. Au reacționat Ministerul nostru de Externe și premierul. Astfel de declarații la adresa Republicii Moldova, care vizează și o parte a teritoriului României, aliat NATO, sunt inacceptabile. Totodată, lovirea infrastructurii civile este crimă de război, afirmă în mesajul pe Twitter Marcel Ciolacu. Dacă armata ucraineană a raportat succese parțiale în luptele din sud-est și est, de la Kremlin, Vladimir Putin spune că Moscova a observat o acalmie în ofensiva ucraineană. И похоже, западные союзники Украины действительно решили воевать с Россией до последнего украинца. Вместе с тем нужно исходить из того, что наступательный потенциал противника не исчерпан. Ряд стратегических резервов пока не задействован. În plus, liderul de la Kremlin a anunțat că noua generație de rachete balistice intercontinentale Sarmat, capabile să transporte 10 sau mai multe focoase nucleare, va intra în curând în serviciul armatei ruse. Важнейшая задача здесь развитие ядерной триады, которая является ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности. Уже около половины частей и соединений РВСН оснащены новейшими комплексами ЯРС. Ca de la miliardar la miliardar, Elon Musk l-a provocat pe Mark Zuckerberg la o bătaie în cușcă. Trimitem locația, a răspuns fondatorul Facebook, sigur pe el, pentru că a practicat arte marțiale. Cum a început disputa, aflați imediat. Autoritățile din toată țara le-au pus gând rău celor care parchează fără să plătească. Au investit în mașini cu sisteme performante care identifică automat pe răuplatnici. Un asemenea polițist pe roți funcționează deja la Timișoara, iar în capital au fost cumpărate două astfel de autoturisme care vor ieși pe traseu peste o săptămână. Mie mi-arată numărul de înmatriculare, ora și locația. Mașina este dotată cu două camere, care scanează automat toate autoturismele pe lângă care trece. Identifică pe loc șoferii care nu au plătit parcarea sau care nu au abonament, iar datele ajung la operatori, care vin și dau amenzile. Ce este trecut cu verde înseamnă că mașinile au abonament sau au plătit pentru oricare formă de plată. Ce este cu roșu este neplătit? Am un radar parcările trebuie plătite și să-și facă treaba cât mai bine. De la începutul anului, de când funcționează sistemul inteligent, a crescut numărul celor care plătesc parcarea în Timișoara. Sunt 500.000 de plăți, cu 70.000 mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut. O creștere la numărul de SMS de plată cu 15-17% și respectiv și abonamentelor de parcare, chiar mai mult, până la 30%. Primăria a investit 25.000 de euro în sistemul de scanare, cameră și mașină. Dacă oamenii știu că sunt controlați și că și vecinul este controlat, atunci acceptă mult mai ușor să se conformeze și să plătească. În capitală, două astfel de mașini îi vor căuta din iulie pe șoferii care nu plătesc taxa de parcare. 130.000 de amenzi au fost emise din august anul trecut și până acum. Aici, șoferii au la dispoziție mai multe modalități de plată. Fie numerar, acolo unde sunt angajați ai companiei Parking, prin SMS sau prin cele trei aplicații puse la dispoziție. În aplicația Parking București, șoferii pot vedea locurile de parcare din apropierea lor. De exemplu, în zona în care mă aflu sunt 147. Tot în aplicație pot să văd și tariful pe oră, adică 5 lei. După ce introduc numărul de înmatriculare al mașinii, tot ce îmi rămâne de făcut este să selectez modalitatea de plată. A selectezi unde ai parcat, cât vrei să... durata și costul.
Noi suntem din Maramureș și pentru noi e haos să ne găsim acum un loc de parcare. În lume există și sisteme prin care șoferii pot primi amenzile direct acasă. Doar că în România nu există cadrul legislativ pentru astfel de soluție. Așa că acestea sunt lăsate de cele mai multe ori în geamul mașinii. Atac sângeros într-o comună din Timiș. Un bărbat de 32 de ani a fost bătut cu sălbăticie într-o parcare de 4 indivizi. Atenție, urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional. Agresorii au urmărit victima într-o parcare și după un schimb de replici, bărbatul a fost lovit fără milă. Apoi indivizii l-au abandonat pe asfalt și au fugit. O femeie a văzut victima și a cerut ajutor la 112. Între timp, polițiștii au reținut pe bătăuși. Cei patru au vârste cuprinse între 17 și 43 de ani și sunt rude. Nu vor să spună deocamdată de la ce a pornit scandalul. Iar 6 indivizi din județul Buzău sunt bănuiți că ar fi vânat urși și cerbi. Potrivit autorităților, într-o singură lună ar fi braconat 8 exemplare. Vindeau carnea și trofeele în străinătate. Polițiștii au reținut deocamdată 3 bărbați la care au găsit arme de foc, carne de urs și coarne de cerb. Unul dintre ei lucrează la primărie. Deși niciunul dintre ei nu are permis, cei 3 bărbați reținuți sunt cunoscuți ca vânători în localitatea Siriu. Au între 23 și 52 de ani, iar armele găsite de anchetatori la percheziții erau deținute ilegal. Cum omorați animalele? Ce făceați cu ele după aceea? Potrivit autorităților, braconierii lăsau hrană pe șosea, undeva la marginea localității. Flămânzi, urși și cerbi au fost victime sigure. Pentru ca lucrurile să fie și mai grave, cei care au ucis sălbăticiunile asmuțeau asupra lor niște câini agresivi. În vederea hărțuirii și uciderii vânatului, bănuiții ar fi stimulat agresivitatea mai multor câini. În cauză, polițiștii continuă cercetările sub coordonarea parchetului pentru săvârșirea infracțiunilor de nerespectare a regimului armelor și munițiilor, braconaj și schingiuirea animalelor. Polițiștii au ridicat din locuințele percheziționate inclusiv carne și blănuri de urs, dar și trofee de cerb. Vorbim oricum de valori de mii de euro chiar și pentru carnea unui singur urs, iar trofeul singur pentru un urs mare, doar trofeul, capul și blana, ajunge la 30.000 de euro. Sumele sunt foarte mari și de aici și interesul. Cu siguranță sunt și alte cazuri. Am avut inclusiv noi urși monitorizați cu colar care au fost sigur, ori împușcați, ori otrăviți. Chiar săptămâna trecută a ajuns la rezervația de urși de la Zărnești o femelă, victima unei tentative de braconaj. Are laba complet compromisă, a fost prinsă probabil într-o capcană. Pentru această ursoaică ar fi fost foarte greu să se descurce în pădure, nu mai are niciun dinte în gură și am acceptat să o primim. Alături de ea sunt condamnați acum să trăiască în țarc și pui, dependenți de mama lor. Astăzi a fost ultima sesiune de înscrieri pentru doritori în programul Casa Verde și această etapă a strânit interes, astfel că bugetul pentru regiunea Vest s-a epuizat în 3 minute. De altfel, întregul buget al programului, de peste 1,5 miliarde de lei, a fost rezervat în primele minute, deși erau alocate 3 zile pentru fiecare sesiune. Astfel, numărul viitorilor proconsumatori a depășit 86.000. Peste 10.000 de persoane s-au înscris în ultima sesiune destinată regiunii Vest, adică județelor Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara. În total, pe toate regiunile s-au înscris 86.625 de gospodării care vor beneficia de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică. Județele cu cele mai multe dosare depuse sunt Timiș cu 4.062, urmat de Ilfov cu 3.637 și Suceava cu 3.564. Următorul pas pentru cei care și-au rezervat fonduri este să aleagă un instalator, după ce Administrația Fondului pentru Mediu va publica lista pe data de 15 iulie. Instalatorul se alege din aplicație și trebuie să țineți cont de proximitate și de oferta financiară. Firmele de instalare vor avea termen 30 de zile să analizeze documentele, iar dacă vor accepta dosarul, trimit o solicitare către AFM și începe procesul de instalare. După ce semnați un contract cu instalatorul, trebuie să achitați și cei 2.000 de lei, adică 10% din totalul costurilor. Instalatorii și-au pregătit deja materialele și vin cu tot felul de oferte. Unii promit să instaleze o putere mai mare, alții spun că folosesc materiale premium și oferă garanții cât mai mari. Pentru noi instalatori acum urmează bătălia finală, dacă pot să spun așa. Este o schimbare foarte bună pe care cei de la AFM au făcut-o, faptul că au lăsat persoanele să se înscrie singure, pentru că în felul ăsta ne obligă pe noi să le oferim servicii mult mai competitive. Specialiștii în panouri fotovoltaice sunt de părere că România încă are o infrastructură proastă la acest capitol și inevitabil vor exista întârzieri, așa că îi îndeamnă pe toți să se înarmeze cu răbdare.
infrastructura momentan susține, dar nu optim. Dacă mergem în anumite zone rurale unde infrastructura este precară, puteți vedea fluctuații în producția de energie, adică sunt o grămadă de probleme la care producătorii trebuie să vină să ajute, să repare problemele și clar necesită o investiție cât mai rapidă. Săptămâna viitoare, în ultima etapă, se pot înscrie și bisericile, care vor urma aceleași reguli. Zilele însorite, tot mai călduroase, pot aduce și probleme de sănătate dacă nu suntem atenți. Medicii spun că este esențial să ne îngrijim corect pielea pentru că suntem expuși radiațiilor ultraviolete. Cremele cu protecție solară trebuie alese în funcție de nuanța tenului și de anumite afecțiuni dermatologice. Atenție, leacurile băbești nu sunt utile în cazul arsurilor solare grave. Spray-uri pentru o bronzare accelerată, ulei de măsline pe tot corpul sau chiar bere sunt doar câteva dintre trucurile la care recurg unii în încercarea de a se bronza cât mai repede. Nu riscați inutil! Arsurile solare sunt frecvente vara, iar expunerea îndelungată la ultraviolete poate duce chiar la apariția cancerului de piele, indiferent de vârstă. Alunițele cu formă neregulată, închise la culoare, care sunt umflate sau sângerează, trebuie verificate și monitorizate de medic. Alegerea cremelor de protecție solară este esențială pentru a nu ajunge în astfel de situații. Dacă avem afecțiuni, vorbim de acne, de pigmentarea facială, atunci ideal ar fi să ne sfătuim cu medicul, astfel încât să avem o cremă care să ne și protejeze, să fie în siguranță pentru pielea noastră. Dacă nu le alegem corect, pot apărea reacții alergice sau reacții iritative de contact. O piele bronzată poate că este mai frumoasă, dar nu este sănătoasă, atrag atenția medicii. Și este important de știu că trebuie să folosim cremă cu protecție solară zi de zi, nu doar când stăm la plajă. Pentru că soarele puternic ne poate afecta chiar și atunci când mergem pe stradă, când așteptăm în stația de autobuz, ori ne plimbăm prin parc. Pielea foarte deschisă la culoare este mult mai sensibilă. Razele solare acționează mult mai rapid și, practic, acești copii pot face arsuri solare mult mai repede decât ceilalți. Cu cât pielea e mai deschisă, factorul de protecție solară crește. Când vine vorba de leacurile populare pentru a vindeca arsurile solare, medicii sunt de asemenea reticenți. Lămâia, cartoful, uleiul alimentar sau chiar iaurtul pot afecta și mai tare zona bolnavă. Pe lângă protecția chimică, rămân valabile și alte recomandări. Să purtăm haine legere cu mânecă lungă, să avem capul acoperit cu o pălărie, să folosim ochelari de soare cu protecție UV și, evident, să ne hidratăm corespunzător cu apă. De când a început vacanța, mulți părinți se întreabă cu cine își vor lăsa copiii toată vara. Cei mai inspirați au reușit să rezerve un loc în centrele educaționale private, unde plătesc și 2000 de lei pe lună. Școlile de vară sunt o altă opțiune, însă și acolo locurile sunt limitate. Iar o bonă calificată poate costa peste 3000 de lei pe lună. Dans, jocuri de socializare, teatru și ateliere de pictură. Așa arată vacanța acestor copii, înscriși la o școală de vară din Constanța. Venim aici și dansăm și ne distrăm. Animatorii sunt foarte drăguți și se comportă toată lumea foarte frumos cu toți copiii. Ne-am jucat și am făcut diferite activități. Mi-am făcut foarte mulți prieteni. Părinții au înscris de acum o lună și plătesc 800 de lei lunar, la care se adaugă 8 lei pe zi pentru masa de prânz. Cu siguranță e mai bine decât să stai acasă cu telefonul în mână și are diverse activități, socializează. Înscrierile au început la sfârșitul lunii mai, au durat 3 zile și deja în prima zi aproape 3 sferturi de locuri erau deja ocupate. Părinții au început să vină aici să facă înscriere la 3 nopte. Și la acest centru educațional din Cluj-Napoca au existat cereri din partea părinților, chiar după primele zile de greva a profesorilor. Plătesc 600 de lei pe săptămână, cu masă inclusă, iar programul e de la 8 la 19. Ce culori au coralii? Spune Eric. Roz, verde și portocaliu. Perioada de after school a început un pic înainte să înceapă vacanța de vară, în perioada când a început și greva. Avem activități în care pot să se dezvolte pe toate planurile. Cererile s-au înmulțit și la agențiile de bone. Numărul cererilor a crescut, într-adevăr, inclusiv pentru copiii mai măricei, grădiniță, respectiv clasele primare. Nu toată lumea își duce copilul la after school, sunt și cei care vor să îi mai țină pe acasă sau au nevoie doar de câteva ore pe zi de ajutor. Părinții caută pentru copiii lor persoane calificate, cu experiență și mai multe recomandări. Pentru o lună în vacanța de vară, o bonă poate primi chiar și peste 3000 de lei, iar unii părinți le angajează inclusiv pe timpul concediilor petrecute în afara țării.
Iar dacă vreți să mergeți spre litoral, pe autostrada Soarelui, trebuie să știți că 4 km din ea se vor închide de la ora 10 seara până la 5 dimineața. Este a doua noapte de restricții, iar traficul va fi oprit și săptămâna viitoare pentru două nopți. De vină sunt lucrările la pasajul care va trece pe deasupra autostrăzii Soarelui. Responsabilii din Ministerul Transporturilor anunță că pe durata restricțiilor, circulația va fi deviată pe drumul național 3. Așa arată la miezul nopții autostrada Soarelui. Între kilometrii 11 și 15, la nodul rutier de la Glina, traficul a fost oprit. Muncitorii lucrează la unul dintre pasajele viitoarei autostrăzi de centură. Este încă o etapă în construcția A0, autostrăzii de centură. Este vorba despre unul din pasajele acestui lot, care vor survola, vor tranzita denivelat autostrada Soarelui, A2. Practic, constructorii montează așa numitele predale, adică plăci de beton armat folosite în structura pasajului. Fiecare cântărește multe tone, iar montarea lor în timpul zilei, fără restricții de trafic, ar reprezenta un pericol. Circulația se închide pe aproximativ 4 km, între orele 22 și 5, pentru a doua noapte consecutiv, pe sensul de mers București-Constanța. Și săptămâna viitoare, în nopțile de marți spre miercuri și miercuri spre joi, sunt programate lucrări în aceleași intervale orare, pe sensul de mers Constanța-București de această dată. Circulația va fi deviată pe drumul național 3, iar polițiștii rutieri le recomandă șoferilor să circule cu viteză redusă în zona lucrărilor, să semnalizeze din timp dacă vor să schimbe banda de circulație și să se asigure în permanență. Din cei 100 de kilometri pe care are A0, aproximativ 70 sunt în curs de execuție, iar stadiul lucrărilor depășește 60% pe 3 din cele 7 loturi. Asta înseamnă că sunt șanse mari ca din toamnă să circulăm pe o porțiune de aproximativ 30 de kilometri, iar odată cu deschiderea acestor secțiuni se va reduce și traficul de pe centura capitalei, iar drumul spre mare va fi mai rapid. Pentru moment, sunt restricții de trafic și în zona podului de la Fetești, unde au loc lucrări de consolidare, iar șoferii circulă pe o singură bandă. La orele de vârf sau în weekend, cozile de mașini se întind pe kilometri întregi. Restricții și lucrări de consolidare sunt și pe DN7, pe Valea Oltului. În această zonă, traficul ar urma să revină la normal la sfârșitul lunii. Ministerul Apărării Naționale a comandat 3 din cele 7 sisteme de avioane fără pilot produse de israelienii de la Elbit. În următorii 2 ani vor intra în dotarea forțelor terestre române 9 drone tactice operative împreună cu stațiile de comandă și control de la sol. Pentru ele, statul român va plăti 180 de milioane de dolari. Primele 3 sisteme de vehicule aeriene fără pilot WatchKeeper-X vor ajunge la brigăzile de cercetare, supraveghere ale forțelor terestre în cel mult 24 de luni. Lovirea o realizez printr-o multitudine de mijloace, fie prin drone, fie prin artilerie, artilerie reactivă, prin sisteme de rachete, prin aviație și așa mai departe. Informația însă este esențială, pentru că dacă n-am informația corectă, cu determinări cât mai exacte, atunci nu pot să realizez și o lovirea acestora în mod eficient, acestor ținte. Dronele tactice operative WatchKeeper-X au capacitatea de a zbura la înălțime amețitoare de peste 5.000 de metri, așa că acoperă arii vaste de câmp tactic pe o rază de 100 de kilometri. Ba chiar pot să execute mai multe misiuni în timpul aceluiași zbor și chiar să lovească ținte aflate în mișcare. Aparatele de zbor fără pilot WatchKeeper-X au aceeași eficiență atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte, indiferent de condițiile meteorologice sau de vizibilitate. The system has dual sensor capability and it will be provided with advanced sensors such as the spectro-electro-optical payload and others. Dronele WatchKeeper-X sunt varianta de export a armatei britanice, dar vor fi fabricate de israelienii de la Elbit în România. Coca dronei va fi construită la Măgurele, iar echiparea cu tehnologie de ultimă generație și cu sisteme de armament se va face la Aerostar Bacău. Veteranii teatrelor de operații susțin că nicio luptă modernă nu se mai poate duce fără ajutorul dronelor. Lupta, chiar dacă este considerată modernă, se duce până în tranșee. Acel militar are nevoie de un sprijin aerian adecvat, să știe cei de jos că cineva acolo sus viveghează și la nevoie chiar îi sprijină cu toată forța necesară. Armata română intenționează să cumpere în total 7 sisteme aeriene fără pilot WatchKeeper-X, ceea ce înseamnă 21 de drone. 3 dintre ele vor ajunge la forțele navale și unul va fi livrat forțelor aeriene. Pe lista de cumpărături armate sunt însă și 18 drone Bayraktar care vor fi livrate din Turcia pentru 318 milioane de dolari.
A început numărătoarea inversă pentru festivalul Saga, organizat anul acesta la Romaero. Responsabilii se așteaptă la 50.000 de participanți, astfel că pentru buna desfășurare a evenimentului, anul acesta au fost luate măsuri suplimentare de securitate. Au încheiat un parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne și au dezvoltat o aplicație prin care oamenii pot anunța dacă au nevoie de ajutor. Festivalului a fost introdusă o funcție nouă, un buton pentru urgențe, pe care spectatorii îl pot apăsa de fiecare dată când au o problemă. În momentul în care apeși pe text, poți scrie exact care este situația pe scurt și trimiți mesajul. Cum spuneam, funcționează în perimetrul festivalului. Dacă se întâmplă să ai o situație neplăcută sau poate te simți rău, poți accesa acest buton. După ce în prealabil ai apăsat pe location, să te putem localiza, marchezi butonul de text, adică poți da un mesaj sau suni, și noi vom ști unde să te găsim în aproximativ 2 minute pentru a-ți acorda primul ajutor în funcție de necesitatea pe care o ai. În urma unui parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne, securitatea în perimetrul festivalului va fi sporită. Activități de menținere a ordinii publice vor fi desfășurate atât în zona festivalului, cât și pe principalele rute care converg către festival, la Gara de Nord, la aeroportul Otopeni, precum și în centrul vechi al capitalei. Pentru că în trecut au existat incidente neplăcute, cei de la Antidrog au mobilizat un număr mai mare de polițiști, care vor patrula neîncetat în cele 3 zile de festival. Dacă observați în jur persoane aflate sub efectul unor substanțe, evitați o confruntare directă, pentru că orice conflict minor poate escalada și vă dorim să petreceți în siguranță și vă asigurăm că cele mai frumoase amintiri sunt cele pe care ți le amintești a doua zi. Anul acesta, pe lista invitaților se află nume mari din industria muzicală internațională. Printre ei se numără Skrillex, Lil Nas și Wiz Khalifa. În curând, în meniul restaurantelor americane veți putea găsi carne de pui realizată în laborator provenind din celule de la păsări vii. Două companii care produc carne prin această metodă alternativă au primit toate aprobările de la autorități. Urmează și comercializarea în magazine alimentare. Până acum în lume, doar în Singapore mai era permisă vânzarea cărnii cultivate în laborator. O porție de piept de pui la cuptor, puteți spune privind fotografiile, dacă această friptură provine de la un pui sau din laborator. O companie din Berkeley, California, produce carnea în acest mod alternativ. Nu o procură de la păsări crescute la ferme avicole și apoi sacrificate. Prepară carnea în laborator, pornind de la celule prelevate de la păsări vii. Choose the ones that will grow well, that taste delicious. You feed them nutrients that they would normally get inside of an animal's body, but we do it in different cultivators. Directoarea companiei respective tocmai a primit aprobarea de la autoritatea care reglementează produsele alimentare în Statele Unite. De acum poate vinde restaurantelor carnea de pui crescută în laborator. Each time you actually produce a batch of meat, the inspectors need to be on site supervising the process and ensuring that we're following all the processes that we've laid out and that high quality and safety are guaranteed based on the way that the product is produced. Cultivarea cărnii de pui în laborator este o metodă mai sustenabilă de producere a cărnii și mai prietenoasă cu mediul, spun responsabilii companiei. În curând, carnea de pui pe care o livrează aceștia se va afla în meniul unui restaurant de top cu stele Michelin din San Francisco. Iar clienții vor da verdictul în privința gustului, în comparație cu carnea pe care o comandă în mod obișnuit. It's made out of more than 99% chicken cells, so it's as close to conventional meat as you can get. It's got the taste and the deliciousness, the fibers that you expect of chicken. Upside Foods says this very well could be the future of meat production in the United States. However, some at UC Berkeley who study this say it still has a ways to go before it actually replaces farms and slaughterhouses. The impact compared to the capital and the cost and price this will have. Deocamdată, carnea din laborator se produce cu costuri destul de mari și, spun specialiștii, nici pe departe într-o cantitate comparabilă cu ce produc fermele. Mai sunt și riscuri. You're talking of cells of animals that you have to, they're very prone to contamination. Dar asta nu înseamnă că într-un viitor, poate nu îndepărtat, toate provocările acestui proces de producție nu vor fi depășite. Vrei bătaie? Hai afară! Ei bine, se poate întâmpla și între miliardari. Elon Musk i-a aruncat mănușa lui Mark Zuckerberg. Șeful Twitter a postat un mesaj pe platforma sa de socializare în care a spus că este gata pentru o luptă în cușcă cu adversarul său care deține compania Facebook. Trimitem locația, i-a răspuns Zuckerberg. Vegas Octagon a fost replica lui Musk. Schimbul de comentarii a devenit viral, iar internauții au început să dezbată cine ar câștiga meciul. Dacă Elon Musk declara recent că face sport doar atunci când își prinde copiii și aruncă în aer, Mark Zuckerberg, cu 13 ani,
ani mai tânăr, s-a antrenat în artele marțiale mixte și a câștigat turnee de jiu-jitsu. Tachinarea dintre cei doi ar fi pornit după ce acum câteva zile au apărut zvonurile potrivit cărora compania Meta lucrează la o rețea socială care să devină concurent al Twitter. Cât de mult s-au iubit Elvis și Priscilla Presley? Un film regizat de Sofia Coppola, fiica celebrului regizor Francis Ford Coppola, ne va dezvălui o parte din secrete. Lungmetrajul are la bază cartea autobiografică pe care Priscilla Presley a scris-o în anii 80 cu autoarea Sandra Herman. În rolul Elvis îl vom vedea pe actorul Jacob Elordi. Filmul intitulat simplu Priscilla urmează să fie lansat în cinematografe în luna octombrie.